Meciul dintre FC Astra Giurgiu și CS Turnu Severin din sferturile de finale ale Cupei României la fotbal va avea loc pe 1 noiembrie, cu începere de la ora 18:30. Formația giurgiuveană s-a calificat în această fază a competiției după ce a eliminat pe CSMS Iași cu scorul de 4-1. Iată tabloul complet al sferturilor Cupei României. 30 octombrie, FC Brașov Petrolul, Delta Tulcea Rapid. 31 octombrie, Ceahlăul Gazmetan Mediaș, CFR Cluj, FC Botoșani, Concordia Chiajna Steaua. 1 noiembrie, Astra Giurgiu, CS Turnu Severin, Oțelul Galați, CF Brăila, Pandurii Târgu Jiu Dinamo. Obiectivul pentru acest sezon în cupă este accederea în finală. În precedenta ediție, FC Astra s-a oprit în sferturi, fiind eliminată de Petrolul Ploiești.